2015 a fost un an bun pentru secția atletism de la Clubul Sportiv Mușcel Câmpul Lung, atâta timp cât sportivii au adus împreună 10 medalii. Despre toate acestea ne-a vorbit astăzi antrenorul Lucrețiu Teodorescu. În anul trecut am obținut la secția de atletism 10 medalii, 6 de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Sportivii noștri ai secției seniorii, Cojan, Irinel, au obținut 4 medalii de aur la campionatele naționale în la sală, 2 medalii, iar în aer liber 2 medalii. Știrbu Alin, am reușit să-l promovăm pe distanța de 50 de kilometri, unde a ieșit campion. Alin, cu această ocazie, a și promovat în lotul național. Am avut campionatele balcanice cu Știrbu desfășurate în Turcia, unde am obținut medalia de bronz cu un rezultat foarte bun, personal best, oră 29.08 pe distanța de 20 de kilometri. Juniorii Dumitru Ion au obținut la rândul său 2 medalii de aur la categoria junior 3 pe distanța de 5 km. Cu timp foarte bun, asta și au văzut și cei de la federație că poate fi un sportiv de perspectivă, promovându-l la lotul național. Un obiectiv realizabil și-a propus tehnicianul Lucrețiu Teodorescu și pentru anul care tocmai a început. Cu seniorii să obținem medalii tot așa de cu o culoare mai strălucitoare, iar juniorii, Ionuț Dumitru, aș dori să rămână și să mergem la campionatele balcanice. Deocamdată este mic, nu putem să accedem la campionatele europene și mondiale, are categoria de junior 3 și anul acesta. Am o grupă de copii, 1 copii 2, pe care aș vrea să-i promovez în competițiile de nivel național. Competițiile pe anul acesta le va deschide Irinel Cojanu cu campionatele naționale de sală în probele combinate. Următoarea competiție, campionatele naționale de marș, care se vor desfășura, se pare, tot la Reșița.